Autoritățile locale din municipiul Suceava au modificat plafonul de venit pe membru de familie până la care poate fi acordat ajutorul financiar de urgență pentru situații de necesitate. Măsura vine pe fondul majorării începând cu 1 ianuarie 2023 a valorii punctului de pensie, a indemnizației minime sociale, salariul minim brut garantat în plată, corelând astfel legislația specifică de acordare a beneficiilor sociale cu acordarea ajutorului de urgență. Ca referință sunt luate de asemenea noile plafoane de venit până la care se poate acorda sprijinul financiar pentru încălzirea locuințelor, respectiv până la 1386 de lei pe membru de familie și 2053 de lei în cazul persoanei singure. Un proiect de hotărâre inițiat de primarul Ion Lungu a fost aprobat în recenta ședință a Consiliului Local. Potrivit acestuia, venitul maxim pe membru de familie pentru care se va acorda sprijinul ajungând la 1575 de lei, adică triplul valorii indicatorului social de referință de 525 de lei. Ajutorul social de urgență se poate acorda la cerere o singură dată într-un an calendaristic în baza anchetei sociale efectuate de Serviciul de Specialitate al Primăriei. Beneficiarii sunt familiile care trebuie să repatrieze rudă de gradul întâi decedate în străinătate și care nu au primit ajutor de deces de la alte instituții sau în baza unei polițe de asigurări. Se acordă ajutor financiar de urgență familiilor sau persoanelor singure care se află în situații de necesitate pricinuite de calamități naturale, incendii, accidente, epidemii, epizootii, precum și în alte cazuri speciale care ar conduce la risc de excluziune socială, inclusiv în cazul decesului persoanei beneficiare de ajutor social. O altă situație cu care ne-am confruntat recent este cea a deflagrației și a exploziei din 5 decembrie 2022, când 28 de familii au avut de suferit, avariate fiind locuințele precum și structura de rezistență a blocului. Se arată în raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială. Potrivit acestuia, în 2022 au fost acordate 73 de ajutoare de urgență în scopul îmbunătățirii condițiilor de viață și de locuit, achitării unor cheltuieli de întreținere sau costurilor legate de starea de sănătate, valoarea acestora însumând 40.000 de lei. Totodată, prin hotărârea Consiliului Local pentru situații deosebit de grave cauzate de boală și deces, precum și de explozie, s-au acordat 33 de ajutoare, totalizând 782.400 de lei. În anul anterior, prin Direcția de Asistență Socială, de la bugetul municipiului Suceava, au fost achitate 45 de ajutoare de urgență pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit, cheltuielilor de întreținere și a costurilor legate de starea de sănătate, toate acestea ridicându-se la 25.000 de lei. Pentru situații deosebit de grave și deces, prin hotărâre a deliberativului municipal, a fost aprobată acordarea a 3 ajutoare de urgență într-un total de 50.000 de lei.